Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Înregistrăm oricum. Da. Adică da. Prima întrebare e, pe cine admir cel mai mult și de ce? Pe cine admir cel mai mult și de ce? Da. Ca personalitate sau ca... Poate fi de la un copil până la un actor. Hai să revenim la asta după aia, că mai okay. Da, sunt un pic... Știu că mi-ai dat întrebările, dar... Ok, ce... Eu nu prea admir pe nimeni, de fapt. Atunci rămâne la asta. Da, cu dreptul de a reveni, da. Bine. Următoarea e, ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an care ți-au impactat viața într-un sens bun? Am început să beau mai mult. Și asta cred că m-a făcut un pic mai creativ, dar cred că a fost nevoie de asta. Nu, eu n-am genul ăsta, conceptul ăsta că lumea, oamenii de succes se trezesc la 6 dimineața sau nu știu ce. Eu cred că fiecare trebuie să facă ce simte, când simte, cum simte. Ok, tare. Și cred că am început să mă gândesc un pic mai mult la mine. Înțeles. Bine. Dacă ar trebui să înveți pe cineva un concept, lucru, care ar fi acela? Un? Concept sau lucru, care ar fi acela? La fel, să fie sincer cu el însuși, adică să-și analizeze foarte bine unde este, ce este, ce vrea, unde vrea să fie. Ok. Să se gândească foarte bine la ce vrea, că de multe ori vrem lucruri cu sexual pentru că le vedem la alții, fără să le dorim noi cu adevărat, știi? De exemplu, uite, foarte mulți oameni au iluzia că, nu știu, își doresc să fie vedete sau că își doresc mulți bani. Eu cred că e o greșeală, cred că lumea de fapt nu își dorește, își dorește să își acopere niște nevoi și prin asta proiectează, știi, sau... Ok, tare. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Niciuna, adică niciuna și toate. Ok. Pentru că au fost unele în care au fost major flop, adică închideam business-ul după niște 6 luni, dar consider că am învățat foarte mult. Sunt altele de care în continuare trag sau în continuare investesc. Uh-huh. Eu nu sunt om de afaceri. Uh-huh. Adică nu... Okay. Nu sunt genul la care să am acțiuni în nu știu câte firme, companii. Da, mai multe firme, unele în diverse grade de asociere, știi? În unele minoritar, în alte majoritar, dar sunt firme făcute, nu știu, ca să lucrăm mai ușor pe anumite proiecte. Okay. Să fie lucrurile mai clare. Înțeleg. Să sprijină reciproc. Da și nu. Uh-huh. Da și nu, că în momentul în care acționariatul e diferit, e greu să te duci într-o firmă, de exemplu, cum e la Times New Roman, unde eu sunt minoritar, că un acționar majoritar și mai sunt și alți acționari, știi? Da. E greu să... Aș putea să fac asta, dar mi se pare iurea să vin la Times New Roman să-mi promovez business-uri, alte business-uri, cu alți acționari, cu alți nu știu, pentru că este o resursă, cum să zic, care nu, nefiind aceeași acționar, nici nu sunt aceeași interese. Ok. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu? Mi-e greu să gândesc și să știu ce gândesc oamenii, pentru că știu oamenii de foarte multe ori una zic și alta fac, gândesc cel puțin, știi? Și atunci nu cred, eu merg foarte mult pe ideea asta de sinceritate în față de sine. Dacă ție nu ți se pare nebunesc un lucru, fă-l, frate, adică nu știu, dacă, de exemplu, nu știu ce să zic, eu fumez foarte mult. Altora li se pare probabil de bunesc asta, știi? Sau mai încerc... Eu sunt de principiu că orice trebuie să încerci o dată în viață, știi? Uh-huh. Și am încercat și mai multe chestii. Da. Știi, de exemplu, na, te duci în Olanda, fumezi un joint. Da. Chestia genul ăsta, știi? Dar asta nu mi se par nebune și mi se pare că fiecare trebuie să-și facă lege cu care poate trăi, știi? Cu care... Nu poți să fii... Nu ești genul care să fie într-o relație sau genul de relație. Nu fi frate într-o relație, nu mi se pare de bună. Cred că mare avantaj e că toți suntem diferiți. Și automat, dacă pornești de la baza asta că toți suntem diferiți, îți dai seama că vrei să stăm o pic.
ziceam că toți suntem diferiți. Dacă vrem să pornim de la baza asta că toți sunt diferiți, nu ai cum să ai același rezultat, nu ai cum să ai aceleași dorințe, nu ai cum să ai aceeași experiență, nu ai cum să ai... Tot e unic, într-un fel. Ok. Nu știu, uite, exemplu, mie mi se pare... Eu n-am sărit niciodată cu parașut. Pentru că mi-e frică de înălțim, dar pe de altă parte mi se pare foarte mișto cum unii oameni o fac. Știi, la fel, okay. Nu știu, eu merg pe motor, alții nu ar face, că li se pare periculos sau li se pare... Deci e mai mult vorba de convingeri și alegerile pe care fiecare și le-a. Păi da, pentru că trebuie să definești întâi cuvintele, noțiunile, și dacă definești nebunesc. Oamenii care fac chestiile pe care alții le consideră nebunești, ei nu le definesc ca fiind nebunești. Ei le definesc ca fiind normal, e normalul lor. Da, 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 e realitatea lor în care. Da. Și atunci compari mere cu pere, știi, adică... Ok. Da. Dacă... Ca mai degrabă, ce-ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Be good. Ok. Ce faci când ești defocusat sau te simți copleșit? Dau interviuri la podcast. Ok. Măi, e foarte greu să-ți găsești motivarea. Da. Și mie mi-e foarte greu, cum să zic, și de fapt a fost o chestie pe care a trebuit să o învăț, deși eu am mai fost antreprenor în tinerețe și eu așa am început, practic, firmele mele fără șef, într-un fel. Eu sunt genul de om care lucrează mult mai ușor cu un șef, știi? Care să-i spună ce să facă, știi? Pentru că sunt leneș, deci sunt al dracu de leneș. Și foarte rar se întâmplă să se suprapună, mai ales în domeniile noastre, să se suprapună cheful de muncă cu inspirația, cu puterea de creație, cu nu știu ce. Stai că trebuie să întrebăm acest interviu, că a venit un celebrity al vinului din România. Și de-aia zic, câtă vreme se suprapun greu asta, în momentul în care ai niște task-uri de făcut, ți le dă cineva, știi? Da, da, da. Pentru că, uite, de exemplu, eu nu-mi doresc mulți bani, nu sunt dintre aia care zic, mamă, nu știu, trebuie să am 3 milioane de euro în cont, ca să mă simt bine. Eu foarte des n-am banii să-mi permit o sticlă de vin, pentru că banii nu reprezintă un scop. Okay. Reprezintă un mijloc de a face lucruri. Mi s-a întâmplat, am avut perioade, uite, inclusiv și anul trecut, în care practic am donat atât de mult, mă uitam într-un interval de 3 luni și eu mă nimerisem într-o perioadă în care nu mai aveam niciun ban și donasem, nu știu, 10.000 de euro în 3 luni. Pentru că nu mi se păreau importanți. Știi? Înțeleg. Sunt regular people care am credite, care am leasing-uri, care am, nu sunt în stare să strâng bani, să pun bani pe bani. Mă rog. Ok. Dacă fericirea ar fi moneda națională, cum ai deveni bogat? Ah. Aș da în cap la oamenii fericiți și le-aș da fericirea. Pișeama și în fericire, pe ce? Eu cred că sunt făcut un pic să fiu dizident. Cred că într-o țară în care moneda națională ar fi fericirea, aș fi exact la fel cum sunt acum. Adică sărac. Ok, ok. Ce carte cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Eu am o carte, cum să zic, care mi-a rămas... Mi-a fost recomandată de o foarte... bună și dragă prietenă în care am încredere de asta oarbă. Se cheamă Flori pentru Algernon. E despre lupta minții versus sufletului. Sau cel puțin pentru mine asta a însemnat. Și eu versus emoțional? Da, dar n-aș merge chiar în zona de rațiune. E pur și simplu asta, e cerebralul versus inima. Nu știu, iau cum vrei. Și mi se pare fantastic de puternică și mișcătoare cartea. Tare. Da, asta vă recomand. Okay. Nu neapărat ca learning, că probabil nu toată lumea o să reușească să învețe din ea, sau, dar cred că te ajută să privești lucrurile într-o altă perspectivă, un pic. Ce frică ai depășit și ce te-a învățat experiența respectivă? Eu sunt un introvert, by default. Și care eram ieri la o conferință de un speaker și asta vorbeam în panelul de speaker între noi așa și șoteam pe acolo și ne-am dat seama că noi toți speakerii suntem introverți, știi? Suntem
Eu sunt un copil care am crescut foarte bălnovicios, citind foarte mult, foarte mult în casă, perioade foarte lungi de singurătate și așa mai departe, și asta te transformă, adică în momentul ăla de socializare cam dispar. După care tot, eu cu asta am luptat. Eu de-aia am lucrat în vânzări, de-aia m-am făcut trainer, de-aia țin conferințe, de-aia vorbesc peste tot, de-aia proiect sunt atât de expus, de-aia proiect am emisiunea la radio. La mine o luptă continuă cu a fi, a nu fi introvert. Ok, tare. Nu. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Curajul. Și. Da, curajul dus spre inconștiență. Adică de multe ori m-am băgat și mă bag în continuare în chestii fără să le judec foarte bine înainte, doar pentru că îmi place cum sună sau, nu știu, întrebă de un potențial sau chestii genul ăsta. Și atunci mă bag de foarte multe ori, mă bag cu heads on, știi, fără să-mi asigur un safety net. Ok. Și asta mi-a adus și cele mai mari victorii și evident că mi-a adus și cele mai mari înfrângeri. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Am mai făcut asta de vreo 3 ori în viața mea. Nu mi-a schimbat viața de vreo 3 ori și am trecut de la a avea, nu știu, apartamente și terenuri și mașini când aveam gen 20 și un pic de ani, muncițe de mine, la mă duce să mă angajez agent de asigurări fără niciun venit garantat. Și adică dacă n-ai dungă roșie în buletin, ești candidatul ideal. Și trăiai doar din comisioane. Ok. Și asta e doar, asta e cel mai radical exemplu, cea mai radicală trecere, dar au mai fost treceri, nu știu, când aveam, nu mai știu câți ani aveam, până în 30 de ani, da. Trecere de la salariu de peste 4.000 de euro la salariu de 700 de euro. Credem, trecerea când treci de la mult la puțin, e un life changer, știi? Cred că de-aia am învățat să nu pun preț pe bani. Ok. Ce sfat ți-ai da unei versiuni mai tinere a ta? Be awesome. Știi? Da. Fără frică. Adică să nu-ți fie frică de ce crezi ceilalți. Că nu contează asta. Okay. Oamenii sunt foarte schimbători. Uită foarte repede. Uită-te la ce se întâmplă în politica noastră. Uită-te la asta. Lumea uită de la mână până la gură. Sunt extraordinar de pasionați și de mânați astăzi pe un subiect și mâine, nu numai că îl ignoră, dar fac exact opusul. Cel mai bun exemplu e mizeria care s-a întâmplat cu Cambridge Analytica, care a fost un scandal care a dominat tot ce înseamnă media românească, cel puțin minim 2-3 săptămâni, în continuu se vorbea despre asta, despre cât de rău e social, orice social network, despre cum se strâng date, despre cum se strângeau datele fizic, știi? Și după ce a trecut alea 2-3 săptămâni, veneai din nou oameni care, cum să zic, despre care nu ți se pare că sunt proști, da? Eu jucau aceleași joculețe cu ce vedetă semeni și cu ce fac eu, adică... Asta e mintea românilor. Mintea românilor e aia care, nu știu, îi zic lui Ponta, hai că am glumit cu muia aia. Și pentru că uită repede. Da, așa este. Când auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești și de ce crezi că a reușit? Cred că dacă aud cuvântul succes, așa, mă gândesc la un om fericit. Dar nu neapărat fericit ca bani sau ca poziție sau ca... Un om care a reușit să-și găsească echilibru. Cred că în momentul ăla o să ieși că ai succes. De abia atunci. Indiferent câți bani ai sau ce poziție ai sau ce vedete ești sau ce... Nu contează. Dacă tu nu-ți găsești echilibru în care tu te simți comod cu tine, ăla nu e succes. Nu cred că succesul se măsoară în contul din bancă sau... Ok. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea? Să ceară, în primul rând. Să facă. Să nu aștepte să-i se întâmple. Să treacă la acțiune. Da. Ce nu te întreabă oamenii niciodată? Știi, stai un pic, noi suntem... Trăim în țara de atenție reflexivă. Am observat asta. Noi trăim în țara lui s-a întâmplat. S-a spart. S-a crăpat. Da. S-a dus. S-a... Nu coaie. Deci,
cineva l-a crăpat, cineva l-a spart, cineva l-a dus, știi? Nu există, s-a întâmplat. Și la fel și cu lucrurile pe care ți le dorești, nu o să existe, s-au întâmplat. Știi? Ceva a făcut să se întâmple lucrurile. Deci de-aia zic. Okay. Go do something for that. Ca să se întâmple ce? Ca să se întâmple. Și oricum vă zic eu, când te apropii de chestia pe care ți-ai dorit, îți dai seama că nu era ceea ce îți doreai. 99% din cazul. Serios. Tare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dorit să te întrebe? Cât de mare oam. Pana mea, nu știu. Ar fi destul de random. Să aduc ce mai faci, cât de mare oameni. Da, da, da. Este un om foarte lăudăros și foarte vorbăreț de multe ori și atunci nu am nevoie să mă întrebe cineva. Dacă vreau să spun ceva, spun. Ok. Cam astea au fost. Mai simți să revenim la prima? Pe cine admir cel mai mult? Nu, pentru că discuția a fost relevantă că nu admir pe nimeni. Da. Pentru că eu, ca să admir un om, cred că ar trebui să reușesc să-l, un om să-l cunosc sau să-l înțeleg extraordinar de bine. Și să-mi placă de el din toate punctele de vedere. Să-mi placă omul ca sferă completă, știi? Adică și ca ce face profesional, și cum gândește, holistic. Și cum arată, și cum arată, nu mă refer să fie Brad Pitt. Să fie, nu știu, să fie pe tiparul meu de om îngrijit, știi? De om plăcut vederii, știi? Și nu cred că știu pe nimeni. În primul rând, nu știu pe nimeni atât de bine și atât de profund. Și în al doilea rând, nu știu dacă mi-ar plăcea să îi descoper. Prefer să iau oameni pentru ce-mi plac, știi? Ținut la o anumită distanță, e ok, tot în regulă, știi? Și bine, mai e filmea pe care o construiesc și eu, știi? Și atunci sper ca ea o să fie, oricum semne sunt bune, dar sper ca ea o să fie omul ăla care îmi place, adevărat. Foarte tare. Da. Deci cam asta. Mulțumesc. Și eu. Yeah. Ce repede. Da. Cam un sfert de oră. Așa, pe asta.